În ciuda restricțiilor impuse de Comitetul Județean pentru Situație de Urgență Satul Mare și de Guvern, mai multe localuri din municipiul Satul Mare au continuat să organizeze evenimente festive. Polițiștii au oprit desfășurarea a patru astfel de evenimente în cursul zilei de sâmbătă, 17 octombrie. Trei proprietari de localuri din municipiu s-au ales cu dosare penale pentru zădărnicirea combatării bolilor. Sâmbătă, în jurul orei 15, polițiștii secției 1 Poliție Rurală Vala Vinului au descins la o petrecere de cununie civilă desfășurată din cinta restaurantului Melody, situat în Comuna Păulești. Pentru încălcarea prevederilor hotărârii de guvern numărul 856, per 14 octombrie 2020, prin care se interzice organizarea de evenimente private, atât în spații închise, cât și în spații deschise, patronii sălii de evenimente s-au ales cu dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de zădărnicirea a combatării bolilor cu dosar penal s-au ales și patronii complexului de evenimente Sedra de pe strada Goronului, după ce în cursul zilei de sâmbătă au fost organizate două nunți, una în sala Sinfonia și una în sala Monte Carlo. Prin organizarea celor două evenimente au fost săvârșite infracțiuni de zădărnicirea combaterii bolilor, pedepsite cu dosar penal. Tot în cursul zilei de sâmbătă, polițiștii au descins la restaurantul Lorenz din municipiul Sat Mare, în incinta căruia a avea loc o petrecere de botez pentru fapta săvârșită patronii ales cu Dosar Penal. Urmărirea penală în aceste cazuri este efectuată de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Poliției Municipiului Satomare, secția 1 Poliție Satu sub supravegherea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Satu